Târgu Mureșenii și-au dorit de la începutul verii să îl aducă la ASEA pe Dan Alexa. Acesta a refuzat însă oferta la acel moment. Bonetti a fost chemat la echipă în locul lui, iar după demisie, conducerea clubului a reușit să-l convingă pe Alexa să vină pe banca tehnică de la Târgu Mureș. Noul antrenor cunoaște problemele de la club, dar speră să facă treabă bună cu echipa. Sigur, este un moment greu. Să vorbesc puțin acum și de situația actuală. Este un moment greu. Sunt jucătorii experimentați, jucătorii cu greutate în vestiar. Din păcate, sunt suspendați sau sunt în urmă cu pregătirea. Tocmai de asta victoria de ieri este foarte importantă. Am vrut să văd jucători tineri care au jucat cu foarte multă determinare. Încercăm să mai sperăm să rezolve situația în care să putem să mai aducem jucători, pentru că în momentul ăsta eu cred că mai e nevoie de anumite posturi, de anumiți jucători. La conferință a fost prezent și noul membru al lotului, Romeo Surdu. Ce apelăm la jucători cu experiență în condițiile date. E adevărat că am avut o discuție cu Romica acum 2 sau 3 săptămâni, însă era vorba de buget și în continuare avem o problemă de buget. Suntem, probabil mâine ne vom înțelege cu Raul Costin, e vorba de Dorin Goga, care la fel ni-l dorim foarte mult, însă trebuie să convingem foarte multă lume. În afară de faptul că trebuie să convingem jucătorii să vină în condițiile date, trebuie să convingem și pe cei de lângă noi. Mă bucur că a luat sfârșit așteptarea mea. Am tot așteptat, am așteptat, vă spun sincer, oferte de afară. Au fost doar discuții. La un moment dat am vorbit și cu domnul Stanciu și mi-a zis că trebuie să se decidă, pentru că aveau problemele care sunt cu insolvența. Până la urmă am ajuns la un numitor comun. Mi-am dorit ca să reintru în circuit. ASEA Târgu Mureș urmează să joace cu Viitorul Constanța la sfârșitul săptămânii în deplasare.